Bun găsit, dragii mei pești, la citirea săptămânii 18-24 noiembrie. Haideți să vedem împreună care sunt mesajele voastre în această perioadă. La voi se pare că e despre natură săptămâna asta. Poate fi săptămâna în care aveți mai multe activități în aer liber. Este poate un mod prin care vă ajutați să vă ridicați starea de spirit sau să puteți vedea mai mult din frumusețile naturii săptămâna următoare. Așadar, poate este un sfat pentru unii dintre voi, petreceți mai mult timp în aer liber, pentru că este întotdeauna benefic. Ei bine, Arhanghelul Mihail ține să îți spună că este alături de tine, dându-ți curaj să faci acele schimbări care te vor ajuta să-ți îndeplinești visul. Ei bine, cumva se leagă mesajele astea. Asta arată că mulți dintre voi sunteți într-o perioadă de schimbare. Este posibil să aveți nevoie, înainte de luarea unei decizii importante, de relaxare, de acele momente de analiză și introspecție care vă pot ajuta să luați decizia optimă pentru viața voastră. Iar Arhanghelul Mihail este alături să vă dea curajul de care aveți nevoie să faceți acele schimbări. Și iată o altă confirmare pentru voi că e o săptămână în care sunteți la răscruce de drum. Ceva se schimbă în viața voastră și aveți nevoie de mai multă analiză pentru a lua decizia corectă. Drumurile voastre cumva se ramifică. Este poate o opțiune nouă pentru unii dintre voi și de ce aveți nevoie de acest timp pentru a lua decizia cea mai bună. Da, tot săptămâna asta e o săptămână a iubirii. Este o săptămână în care vei simți iubirea în viața ta. Multe lucruri nu vă sunt clare, de aici și ideea asta de neclaritate, da? Cineva se poartă stupid cu voi și vă face să înțelegeți greșit, poate, anumite lucruri. Este o săptămână în care iubirea de sine, iubirea pentru ceilalți, te-ar putea ajuta să te decizi încotro o iei. Pentru că e clar pentru voi o săptămână în care aveți multe întrebări de genul ăsta. O săptămână de însingurare. Energia generală ne arată aici multă analiză, introspecție, rugăciune. Este posibil ca tu să-ți cauți niște răspunsuri. Răspunsuri care pot veni odată ce îți dai voie și îți acorzi timpul necesar să poți analiza mai bine situația. Da, Eremitul ne arată aici starea ta. Ești poate mult mai îngândurat decât de obicei. Ești căutător de răspunsuri, de îndrumări săptămâna următoare. Regina de monede poate fi o interacțiune importantă pentru tine săptămâna următoare, cineva într-o zodie de pământ, o persoană foarte matură, generoasă, o persoană realistă, pragmatică, poate e persoana care te sfătuiește, persoana care ți este alături, persoana care te iubește. Este o abilitate de a face lucrurile mai frumoase, de a te ajuta să vezi partea plină a paharului, în contextul în care tu te afli. Doiul de băte arată aici faptul că tu aștepți să se întâmple ceva, să iei o decizie cu viața ta. E aici vorba de un parteneriat nou care poate apărea, de o relație importantă. Este vorba de un om sau poate mai multe persoane pe care ai putea să le întâlnești cu aceeași viziune de viață ca și tine, care te ajută, te fac poate mai ambițios, te ajută să iei decizia pe care tu o ai de luat.
Asul de cupe arată aici îndrăgostire, arată un nou început plin de iubire, o experiență nouă, emoțională, pozitivă în viața ta, care te poate face să crezi din nou în iubire, în vindecare. Este o săptămână foarte intuitivă, o săptămână satisfăcătoare emoțional. Chiar și acele momente petrecute cu tine pot aduce această satisfacție și vindecare. Vindecarea vine din interiorul nostru și putem, prin anumite analize și introspecții pe care le facem, să tragem niște concluzii care aduc această împlinire pe care o arată asul de cupe. 6 de spade este momentul în care pleci. Da, pleci și lași tot ce a fost mai rău în spate. Este luminița de la capătul tunelului pe care o poți vedea săptămâna asta și care te ghidează, te ajută să găsești ieșirea din problema ta. Te poți muta, poți face un drum ca să rezolvi niște lucruri. Poate fi vorba aici de acea mentalitate, gata. Ce a fost până acum a fost, mă eliberez, las în spate trecutul și merg către experiențe noi. Pajul de cupe arată aici o experiență nouă, emoțională, cineva nou care poate intra în viața ta. Primești un mesaj care te face să-ți tresalte inima, să-ți sară inima din piept. Primești o invitație care te onorează, te face să te simți bine în pielea ta. Este posibil aici să ai multă intuiție săptămâna asta. E posibil, iată, toate circumstanțele să te facă să ai mai multă încredere în tine, să simți din nou bucuria de a trăi, să simți că viața e magică, să te vezi în oglindă diferit decât ai făcut-o până acum, să-ți vezi calitățile, abilitățile, să ai încredere mai mult în tine, că vei reuși, că ești magicianul propriei tale vieți, că ai bagheta magică. Suntem creatori, la fel ca și divinitatea. Suntem capabili de orice, important e să ne dăm voie. Practic îți dai seama că poți manifesta tot ce-ți dorești. E posibil ca mulți dintre voi să aveți parte de un nou început pe care l-ați manifestat de ceva timp. Tot ce ai nevoie poate apărea într-un mod magic, fantastic, să zici, wow, chiar a făcut magie Dumnezeu cu mine. E o săptămână interesantă, dragilor, pentru voi, care aduce noi începuturi, care aduce schimbări majore în viața voastră. Iată afirmația care te poate ajuta și te poate ridica săptămâna asta. Sunt suficient și sunt menit succesului. Aș spune eu, merit să am succes. Întreaga existență a sufletului depinde de certitudinea că el este suficient. Fiind întreg, nimic nu există în afara lui. Este o săptămână în care poți dobândi certitudinea că ești valoros, valoroasă. Iar asta te poate face magician în propria ta viață. Eu îți urez succes și o săptămână minunată, nu înainte de a vă mulțumi. Vă pup, vă iubesc, aveți grijă de voi.